Cei care s-au trezit în somn a doua zi după primele gesturi ale Revoluției franceze au simțit că e groasă, că s-a schimbat ceva radical, că lumea și-a ieșit din țâțâni și și-a ieșit din țâțâni. Lumea de după Revoluția franceză n-a mai fost lumea de până la ea. Vorba lui Talleyrand. Cine n-a trăit înainte de Revoluția franceză, n-a cunoscut dulceața de a trăi. Asta o spunea după. Mi-închipui că ea care s-au trezit la Moscova după Marea Revoluție Socialistă în octombrie, au simțit că s-a întâmplat ceva și nu ceva de tipul nu mai e ca pe vremea noastră. Ceva de tipul e ca niciodată. Acest tip de schimbare este, din punctul nostru de vedere, ceea ce se întâmplă într-un sens în lumea de azi. Și mi-am pus întrebarea, care e diferența între bombăneala de generație, firească, legitimă, tradițională, și bombăneala care poate rezulta dintr-o schimbare radicală a cărei direcție nu mai e reversibilă, în care simți că lucrurile merg altfel, după alte reguli, după alte ritmuri, după alte criterii decât până atunci. Și am încercat să conceptualizez cumva lucrurile astea și eu am să-mi îngăduie la un moment dat să spun că nu e vorba numai de România aici. E vorba de ceva care se întâmplă la nivel planetar. Aș vrea să spun de la început că nici nu înțeleg să plecăm de aici sinucigași. Să plecăm cu ideea că lumea e păducă și că s-a terminat și acum asta e situația, nu avem nimic de apărat, nimic de făcut, viitorul e sumă. Vreau totuși să plecăm îngrijorați. Și anume cu sentimentul că ar trebui încercat ceva. Deși, unul din semnele că se produce o schimbare radicală este senzația pe care o poți avea că nu te mai poți împotrivi. Că nu mai poți să oprești ceea ce e pornit deja. Un politolog neamț care a intrat întâi în disgrație, că a fost cam de dreapta, dar acum a fost recuperat de socialiștii francezi, fiindcă era antiparlamentar, Carl Schmitt, a spus odată, citând un fragment din Pavel, epistola a doua către Tesaloniceni, că există în istorie niște forțe benefice care sunt întârzietori. E nevoie și de forțe întârzietoare în istorie, care să țină strânși de logii cailor dezlănțuiți ai progresului. Și de care dacă aceste forțe nu intervin, urmează o mișcare precipitată care să termină în dezastru. E nevoie de întârzietori, adică de încetinitori ai unei anumite accelerații istorice.